Și da, suntem live, sper că ne auzim foarte, foarte bine. De data asta suntem live pe bune. Un pic mai târziu decât era programat. Avem pentru voi, iubitorilor de Dota, de pretutindeni din România, bănuiesc că ăștia se uită cel mai des la noi, finala Dream League, sau mai exact, un bracket înainte de finala Dream League. Partea de finală. Partea de finală. Care se ține la Dreamhack Summer în Jönköping în acest moment, unde avem și noi reprezentanți. Și primul meci din această zi, Evil Geniuses vs. Alliance, este un bow 1 și nu uitați, avem un concurs pe Facebook, este făcut acolo un post și o să se facă pentru fiecare meci, unde trebuie ca să postați niște întrebări și cele mai interesante vor fi premiate la finalul meciului, cred, asta dacă nu mă trolează regia, dar o să fie cât un tricou pentru fiecare meci. Și Evil Geniuses cu Alliance? Nu. Prima dată să avem prezentăm Evil Geniuses cu Alliance în bracket. Așa, primele două meciuri vor fi best of one, câștigătoarele apoi vor juca un best of three și cine câștigă jocul C acolo va trece mai departe în ziua de mâine. Loserii se vor duce în lower bracket și vor de asemenea încă unul din câștigătorul jocului E va trece tot în ziua de mâine. Deci din aceste patru echipe or să rămână doar două pentru mâine. Și mâine o să avem iar patru echipe, dintre care Cloud9, Empire și două din cele de astăzi, urmând ca luni să avem finala din lower și finala mare, două best of five-uri, dacă nu mă înșel. O să fie multă Dota și astăzi și mâine și chiar și luni o să avem multe meciuri. Nu te simți mai aproape de camera acum? Ba da, mă simt foarte aproape de public, de chat. Din ce în ce mai aproape. Așa. Meciul. Cine s-ar fi gândit că trebuie să stăm așa acum, Dumnezeule? Dumnezeule, hai? Nu s-a gândit nimeni la camera asta că trebuie dată mai jos acolo. Așa, hai să încercăm să stăm așa chirciți și să explicăm ce se întâmplă. Avem Batrider, Doombringer, Wisp, Pugna, Enigma, Lican, Shadow Demon și Bane Element acolo la banuri, iar la picuri, te rog, dar mai echipa... Evil Geniuses au luat Mirana și Darkseer, primele două picuri, ceea ce e destul de interesant. Alliance au luat Treant Protector, un erou care e foarte la mod acum, foarte puternic, și Nature's Prophet-ul lui Admiral Bulldog. Acum au luat un Brewmaster, un erou care jucat foarte des de chinezi, europenii l-au cam uitat în ultima vreme, nu prea mai bagă seama. Cam uitat. Da, așa. Exact. Evil Geniuses au luat Visage, un suport foarte bun, și Tinker. O să-l vedem pe Artizii jucând Tinker și dacă apucă niște avantaje la început, cred că o să calce în picioare. Păi, dă-te mă mai jos, că se mănâncă din cap. Fă-te și tu mai mic. Încearcă să... Dă-te puțin încerc mai să trag de mai scaun, dar ia, vezi, poți? Nu merge. Mamă, ce efect special ai bounce-at acolo. Da, mi se pare ce e interesant al draftul ăsta e faptul că primul ban al celor de la Alliance a fost Enigma. Din start au vrut să scoate Enigma din joc. Rar, rar vezi așa. Într-adevăr, știu că joacă destul de bine Zai acest erou, dar tot e o chestie ciudată. Și acum Silencer pentru Alliance. L-am văzut pe Burning jucând Silencer Carry de vreo două ori în timpul turneului de la The Summit, ținut de cei de la Beyond The Summit. Deci s-ar putea și cei de la Alliance să-l joace carry, să-l vedem pe Loda, pe Silencer. Merge destul de bine. Dacă ne uităm așa, momentan Evil Geniuses au un line-up destul de agresiv de vreme, pentru că ai acel vizaj, ai Mirana, ai Tinkerul care poate să joace foarte puternic în early, ai și Darkseer pe care nu poți să-l lași singur, așa că ți împinge linia ți-a imediat turnul. În schimb, în partea cealaltă avem Treant Protectorul care să zicem că ar putea să combată schema asta cu acea armurică. Avem Brewmasterul care totuși are viață și are și acea pasivă cu care poate să reziste destul de mult dacă ratează suficient. Și avem Silencer care la un moment dat o să apese un buton și s-ar putea să aibă așa the upper hand când vine vorba de un teamfight, pentru că eroii de la Evil Geniuses sunt... Sunt așa scoașii, exceptând Darkseer, care probabil o să facă o mecha sau, eu știu, o pipă să fie un pic mai grăsuț. E posibil în teamfight-uri să fie avantajați Alliance. Deci ca Evil Genius în momentul ăsta, indiferent ce alege, trebuie să le iasă foarte bine early și mid-game-ul. Și în mod special, cei de la Evil Genius, cam toți eroii au... sunt spell dependent. Deci până nu face Mirana niște damage și durează ceva, fiindcă Mirana crește destul de greu din punctul ăsta de vedere. Când Silencer o să dea ultimata, nu prea o să mai aibă ce să facă. Tinker nu știe să dea damage așa cu atacul. Visage are nevoie de Soul Assumption ca să fie cu adevărat
efectiv în luptă, efectiv. Efectiv. Trebuie să învăț să traduc. Să zice efectiv, eficient, așa. Da, corect. Deci s-ar putea din punctul ăsta de vedere să fie ok. Pe de altă parte, dacă se inițiază pe Tinker, pe Silencer și l-au dat jos repede, s-ar putea ca cei de la Lions să nu mai poată să revin. Ți-am zis, trebuie să pună mâna pe avantajul ăla de vreme de bani, pentru că nu cred că poate să reziste dacă cumva pierd începutul, pentru că pur și simplu au niște eroi care trebuie să câștige early-ul. În partea cealaltă ai și Profetul, poate să facă și Radota, pe lângă asta poate să vină de vreme la bătălii și dintr-o dată 3 vs 3 să devină 3 vs 4. Într-adevăr. Poate chiar un 3 vs 5, că mai dă și Trantul armura de pe partea cealaltă a hărții. Deci... Da, da. E, dacă o să joace solo, eu știu că totuși l-aș vedea suport pe Trant Protector sau n-ai de unde să știi. Poate să-l joace și în mai multe moduri. Rubik pentru Rubik. Evil Geniuses, încă da. Încă un erou așa, mititel. Da, nu cred că are cum să apuce vreodată să fure ultima ta de brâmă asta. Pentru că o dă și cred că moare până atunci. Să vedem. E totuși o inițiere totuși foarte bună. Totuși dacă reușește să o fure, chiar o să aducă un avantaj mare echipei sale. O să aibă un trilane puternic vizaj cu Rubik și Mirana. Pentru că Tinker și Dark Seer-ul mai mult ca sigur vor fi solo. Iar în partea cealaltă încă nu se știe exact cum o să facă laning-ul, pentru că am văzut și Brewmaster Support în ultima vreme, am învățat lumea să joace la el, să vadă cât de important e să ai un erou care nu prea farmează și la un moment dat face level 6, poate să aducă un impact puternic. Și opa, și Chen pentru Aki. Depuș senzațional acolo pentru Lions și acum pot să mă ridic în sfârșit mai sus, să stau liniștit fără să-mi îndoi coloana. Pe cine pariezi? Păi... Dacă, dacă am fi vorbit acum o lună și aș fi zis Alliance, dar așa. M-am uitat la The Summit, cei de la Evil Geniuses au câștigat destul de, convingător, nu chiar convingător, dar au reușit să învingă pe cei de la DK, ceea ce deja e mare lucru. 3 la 2 parcă i-au. Da, da, da. Și au venit și din loser bracket. Au arătat foarte, foarte bine Evil Geniuses în timpul turneului de la The Summit, deci... Aș ca merge pe ei, Artizii e de neoprit. Da, dar e prea multă viață jos acolo pentru Alliance. Prea multă viață, prea mult summon, prea mult teamfight. O să zic Evil Geniuses doar ca să fie unul așa și unul așa, că altfel... Unul așa și unul așa. Altfel n-are haz. Da. Așa, să... Îți place, ți-a plăcut Evil Geniuses Alliance. Așa, să prezentăm un pic jucătorii. Deci pentru Alliance l-avem pe S4 jucând Brewmaster, Ake va fi Chen, Loda va juca Silencer, Egumon va fi Trant Protector și Admiral Bulldog, cum prea bine știți, va juca Nature's Prophet. Iar pentru cei de la EG, PPD, capitanul va juca pe Rubik, Mason în locul lui Fear, din ce am înțeles permanent, fiindcă Fear s-a retras, va juca pe Mirana, Universe va fi pe Darkseer, Zai va juca Visage și Artizii, vedeta echipei, dacă putem spune așa, va fi pe Tinker. Ceva ce nu am văzut foarte des. De obicei are un erou ceva mai agresiv pe mid. Uite ce înseamnă să fie agresiv. S-au dus deja jos, wardează acolo. Vor să vadă exact ce se întâmplă cu acel Chen, pentru că nu trebuie să-l lași de vreme să respire. Altfel îți pică turnul, e foarte rapid și pierzi din avantaj. Să vedem ce camp va mai bloca PPD acolo. Sunt surprins că n-ai zis nimic de ciupercuța aia. Vroiam, chiar am pus mouse-ul pe ea, dar n-am zis nimic. Am murit prea repede. Am zis să te las momentan, o să te bat la cap cu cosmeticele puțin mai încolo. Mă uit, Silencer-ul ăsta e foarte fashion așa. Zici că e tribal. Acum are glavia aia, zici că este un scut. Turnul. Și deci cred că așa un cavaler. Artezii, cum prea bine ne așteptam, s-a dus mid. Trilane-ul văd că o să fie sus și Dark Seer-ul jos. Iar în partea cealaltă... Da, destul de clasic. Mamă, cu sentry-ul ăla, cum l-a pus acolo, dacă știe unde sunt, o să le scoată pe amândouă. Îl caută în pădure, dar o să-l vadă EGM, că nu e foarte complicat pus. Ăsta o să fie puțin mai complicat de găsit, dar... Ia, se știe să se ducă acolo. A dat ping-ul fix pe el. Aba, nu, a dat cineva de la EG, a dat ping-ul acela. Da. Ping acolo și a spus, pe ăsta nu-l vezi. Cred că se aștepta să fie Ward aici, să țină la rună. O să fie destul de ușor pentru Universe aici, în principiu. EGM dă destul de tare cu Trantul, dar e totuși Mali. Loda totuși o să fie punctul forte aici, fiindcă are range la erou. Are câteva vrăji destul de bune împotriva lui Darkseer și Last Word și Curse of the Silent poate să... Pot să le nerveze pe
MSS. N-am mai văzut de mult un silencer carry. Nu te-ai uitat la The Summit. Nu m-am uitat la The Summit. A jucat Burning și chiar a mers extraordinar de bine. A făcut foarte repede Aghanim. Am observat că asta e trendul. E ultimul trend, da. Faci Aghanim repede și după aceea ușor-ușor ajungi să crești. Chiar destul de bine. Au eroi foarte... foarte firat, dacă reușește să pună Aghanimul ăla repede. Probabil doar potemeu cu Tinkerul să mai supraviețuiască într-o bătaie. Îți trebuie PKB-ul destul de rapid când începe să te facă să taci acel silencer. Uite că Universe deja s-a mutat în junglă. Mă gândeam că o să stea pe lane, dar aparent dă mult prea puternic Trantul în el. A băgat și un punct în Lich Seed, are ceva de damage Trantul. Da, momentan așezarea e destul de clasică, Admiral Bulldog nu are probleme aici, face pull cu Trantii. Chen e cel mai farmat sau era până acum câteva secunde. I-a mers cât de cât bine în pădure, chiar dacă n-a reușit să scoată toate wardurile. Și-a luat și Artizi battle-ul. Joacă la March. O alegere ciudată pentru Artizi. Nu, pentru alt jucător n-ar fi ciudată, dar pentru Artizi mi se pare destul de interesant. Îl vedeam pe el ca fiind jucătorul mai agresiv. Să bage, e destul de greu să-l omor pe Brewmaster Mid, chiar dacă și-l lasă și la rachete și probabil ce nu o să împingă la un moment dat, iar atunci marciul ăla o să se simtă dacă Artezi e pe fază și vine din timp acolo unde începe push-ul. Practic îl pui pe Chen să stea să se uite cum vine și trebuie să plece după. Da. Momentan o duce destul de bine Brewmaster pe Mid. Pare să aibă mari probleme împotriva lui Artizi, are chiar un level în plus. Dar odată ce crește levelul la March, o să devine din ce în ce mai complicat. Uite că deja ia damage acolo cu Master. A, o să facă level, asta e ce e important și după cum vezi face și Bottle Abuse. Și Tinkerul la fel, și-a făcut și-a luat mai devreme. Da, dar Tinkerul n-are papagal curier și are deja ceva naripat. Se mișcă mult mai repede. Asta e curierul special al celor de la Evil Geniuses. Am înțeles. Ca să știi cum stă treaba. Am înțeles acum. Silencer 19 cu 11. Da? Știi el că stă singur acolo pe linie. A băgat și un punct în Glaives, te ajută mult la farm. Uite, fii atent, trage de timp acolo. Foarte bine jucat ca să nu ajungă în turn. Chiar vrea să ia toate lasiturile Loda. Da, pentru că dacă ești singur nu știi exact cum o să dea turnul și atunci încep să mai ratezi unii. Uite că chiar sunt curios dacă o să ia pe toți. Îi mai trebuie încă unul. Attack speed. 90% din ce era acolo, a luat și catapulta. Are totuși 1400 gold, nu știu care e planul lui Loda, să curioz dacă o să fie un Midas. Fiindcă, dacă nu mă înșel, și Burning cred că a făcut Midas în anumite meciuri. Care farma bine. Bătălie pentru runa aia de jos, fii atent că e deja acolo, e gândă. Artezi nu dorește să se ducă. Sunt în smoke, cred că l-așteptau pe Artezi să vină după runa și dacă ar fi venit... Dacă tot vrea să facă chestia asta, trebuia să îi zică cum a luat S4 să mai aștepte, pentru că întotdeauna cel de la Radiant ajunge prima oară acolo. L-așteaptă pe Universe și într-adevăr vine pe lane Darkseer-ul, dar fix atunci a ieșit și Ache din pădure. Dacă mai aveau puține răbdare... Urmează push-ul din minutul 4.40. S-a teleportat și Admiral Bulldog aici. Avem și niște trenți mici și urâți. Un Ion Shield și m-au plecat cu ei acolo. Dar uite, au fost deja nevoiți să folosească glyph-ul și turnul ăsta mai mult, ca sigur n-o să reziste aici. În general când ai glyph vii să aperi, dar văd că cei de la Evil Geniuses doar încearcă să tragă de timp puțin. Da, turn pentru Admiral Bulldog. Își termină și trade-ii acum. 0-0, minutul 5, un meci mult mai liniștit decât m-aș fi așteptat pentru aceste două echipe, dar momentan cât îmi place să văd un profet care nu stă să facă Midas First Item. Uite, minutul 5 deja nu mai au un turn acolo. O grămadă de gold pentru echipă. Și S4 are ultimata, s-ar putea să încerce ceva acolo pe Artezi. Acesta în schimb are un scroll de TP pe el. Ia să vedem, nu e în range pentru clap. A dat acolo cu stop. Da, l-a speriat puțin. E foarte important care TP-ul ăla pe el, că dacă la un moment dat o să-și ia bolovanul și nu mai are cine să continue cu disable, pur și simplu se teleportează și a scăpat. Mai e lumea în general nu prea și aduce TP de vreme. Mai e tornada de la cel de storm. Depinde câte magii folosești.
că mai te bagi într-un copac, mai te ascunzi, mai... Bolovanul vine după tine odată că a stat. Ăla e important. A prins Invis Brewmaster. Ar putea să se ducă în spate. E și Ache destul de aproape, s-ar putea să ia secure, dar nu, nu vor să riște nimic. În schimb s-au pus la push pe lane-ul de sus. Ce zice chat-ul, Tinker-ul lor, e prea OP. Nu uitați și de concursul nostru pe Facebook, să vă duceți acolo să postați la postul cu meciul respectiv și că tot avem pauză, să continuăm. Ia acolo pe Facebook-ul PGL. Știre cu meciul Alliance versus EG și lăsați acolo o întrebare, cea mai interesantă va fi premiată cu un tricou. Se întreabă lumea pe aici tot felul de strategii ce folosesc cei din Alliance. Le-a mers bine momentan, cine? Uite, vezi, sunt deja pe plus dacă ne uităm la grafic, nu cu foarte mult. Păi 1000 gold e cam un turn și ce s-a mai strâns de atunci așa puțin în plus. La XP e la 0, fix la 0. Și S4 e destul de sneaky, mai are foarte puțin din invizibilitate și oare o să-l vadă acolo pe PPD? Da, îl vede, doar că nu mai are foarte mult și cred că o să se ducă să inițieze pe el. Sau nu? N-ar fi fost bine că era și Universe acolo, nu știa, dar foarte bine s-a retras. Lota are ultimată, deci bătălia asta o să fie destul de dureroasă pentru EG dacă se avântă puternic în eroi adversi. Da. Uite-l cum stă acolo în spate, vrea ca să aibă viziune. Tot așteaptă, dar nu are Blink Dagger S4. E foarte devreme. Ah, fii atent că l-a prins pe Universe, a dat ultimata, o să vină și boulder-ul. Nu a venit. Uite că l-a aruncat totuși pe PPD, dar nu mai are pe PPD, dar e deja cam târziu, nu mai au cum, nu mai au cum să facă chase. Dacă ar fi venit acolo boulder smash-ul pe Universe, cred că ar fi reușit totuși kill-ul. Așa a fost doar irosită ultimata lui Brewmaster. Ce-i drept, de fiecare dată când l-am văzut pe S4 jucând Brewmaster, nu mi s-a părut că a făcut o treabă extraordinară. Neapărat că l-ar juca prost, dar nu pare a fi genul lui de erou. Mai degrabă îl văd pe Magnus, pe Storm, pe Pac, ceva de genul. Chiar dacă îl joacă, să zicem, mai prost, nu prea contează în momentul când ai și ce n-ai și Prophet. Prea multe unități care o să-ți vină în turn și trebuie să ai un Artezi foarte, foarte farmat ca să poată să facă fața. Trebuie și travel și dagger ca nu cumva să poți să-l prinzi și să-ți elimine acele push-uri. Și au dat un smoke jos PPD împreună cu Mason. Cred că vor să-i vină de hack lui Loda, care... cu Midas. Da, farmat, a avut free farm. N-avea niciun motiv să nu facă Midas. 57 de creep, 21 de din aer. Fii atent că PPD e deja acolo, ultimată de Mirana. Da, l-a ridicat bine săgeata și oare Loda o să crape aici? 2 secunde a venit și armura de Trent, avea și Global Silence dacă ar fi fost nevoie. Uite ce înseamnă o armurică, de ce level e? Level 2. Pur și simplu a dat și un smoke și ultima ta de Mirana degeaba. Cred că mai trebuia un om aici, poate și cu Visaj ar fi reușit ceva, dar în schimb au ales să-l lase pe Zai sus să facă level 6 mai repede, fiindcă au nevoie de familiari. Au nevoie deja să aibă vision pe hartă și de damage la familiari. E foarte important să facă Visaj level 6 repede. 0 la 0, minutul 9. Tot nu se întâmplă nimic. Și avantajul crește în favoarea celor de la Alliance. Au trecut acum la vreo 2500 diferență și au și experiența în favoarea lor. Cred că o să facă în curând și Bulldog un Midas. Am uitat la itemele celorlalți, dar... E chiar foarte aproape de Midas Bulldog și... Dar nu pare bine, adică au și 2000 dasuri, au și avantaje în acest moment. EG trebuie să facă ceva, că pierd foarte rapid meciul în acest moment. Probabil o să aștepte să-și termine Universe mecha și atunci o să atace. Dar tare aș vrea să văd cum o să se întâmple asta. Au nevoie de multe iteme cei de la EG, au nevoie și de Boots of Travel pe Tinker, poate chiar și de un Blink Dagger ca să fie într-adevăr folositor echipei. Și până atunci pare că o să mai dureze, Artizia are de-abia 800 gold. Mason, precum ziceam pe Mirana, până pune damage mai durează ceva, de-abia și-a terminat un Bracer. Cam așa se joacă Mirana în ultima vreme, nu prea faci rush la Maelstrom
vine puțin mai târziu. Faci prima dată un drums, faci un ringovachila, pui ușor, ușor farm, ca să fie puternic în early. Doar că nu are ce sac în momentul ăsta, nu prea poate să se ducă la luptă. Și fii atent ce face Artezi jos, s-a dus, a dat March of the Machine și și-a lăsat iluzia ca să atragă campurile. Doar că cred că mai mult l-a ajutat acolo pe Egg, nu? A dat ceva damage și F4000 nu cred că o să fie gangat. Mi se pare super amuzant, a intrat un străin pe chat și a zis că nu înțelege română, dar e cam with me acolo, caster? Cred că cu tine te-ai confund dacă... Da, chiar am observat că înseamnă, nu, de voce. Am observat. Când fac stream, chiar mi se pare că am vocea la fel ca lui Camus. Cred că e voce de român, pur și simplu. Da? E așa clasic. Și l-au luat sus acolo pe Admiral Bulldog, a venit slow, vin și ciorile care nu o să apuce acolo stanu. A primit și armură și încă un gang nereușit pentru EG. Da, pierd cam multe RNG de la EG în momentul ăsta. Ce ar trebui să facă păsărel? Încotro ar trebui să ducă. Ar trebui să le iasă măcar un gang, pentru că să încerce să pună presiune pe turnuri, dar adevărul e că nu prea poate să se bată în acest moment 5 la 5. Adică trebuie cumva să aștepte ca Artezi să facă acel travel și să-i... cum să zic, să-i jumătățească așa la HP cu rachete, cu marci, cu rachete și să nu se bată chiar instant. Nu prea au niciun wombo combo decât dacă, nu știu, cumva cu ciorile lui Visaj atunci când Dark Seer o să strângă, o să vină stand după stand. Ia și l-a saltat pe S4. Vine și ultimata lui Loda și nu mai are cum să scape de aici Artezi. Vine și un stand de la Ache cu centaurul. First blood în minutul 12. Foarte bine executat. Ăsta a fost un gank bine executat și acum cei de la Aegis sunt nevoiți să se retragă. Între timp Admiral Bulldog s-a teleportat deja mid și continuă push-ul cel de la... Totuși vor să apere aici, dar creepy lui Chen sunt în spate, oare o să-l prindă pe Universe acolo? Da, reușește să-i dea plasa, dar S4 este mult prea departe și vine și ultima ta de Mirana. A dat foarte bine PPD telekinesis pe Centaur și l-a oprit și pe... și pe Ake din Anai. Da, dar o să mai pice un turn acum. Încearcă un schimb cei de la EG, împing și ei sus, dar vine mult prea greu damage-ul din partea lor. Și Universe se bagă acolo, nu reușește să facă din aia. Și da, s-au teleportat sus turnul, nu mai are foarte multă viață, dar a sărit acolo S4 care nu are ultimată, pur și simplu a dat un clap. E prezent și Admiral Bulldog care a dat câteva lovituri și uite-te și tu că n-au reușit să dea jos turnul. Da, încă nu au destul damage, precum ziceam, Mirana crește destul de greu din punctul ăsta de vedere. Artezi se tot joacă aici cu pădurea lui GM. Ia aici tot farmul lui. Ia, fii atent. Doar că vin niște creepy cu el, creepy lui Chen. E rupit ca acolo să-l salveze. Fii atent că a supraviețuit satirul acesta cu 100 gold, cu 100 HP, iar l-a ajutat pe GM la farm. Nu știu ce face acolo Chenul de... A trimis foarte avansat creepy. Nu așteptam ca PPD să îl ridice pe unul, să-l înhațe. Uite, cam așa îți dorește armata decent. Un Dark Troll, fiindcă are range foarte mare la Insner și apoi două stand-uri de la Centauri. 23 de secunde și Loda o să aibă din nou Global Silence și văd că s-au tatonat sus acolo S4 împreună cu Zai. Tot în vreo 20 de secunde o să aibă și Brewmaster ultimată. Ai văzut ce a făcut armata lui Chen? A venit Ruby cu un sentry aici, a vrut să scoată ward-ul, dar armata lui Chen ataca mult mai repede și... Așa e, cât ai mai multe unități. Da, e foarte important să oprești aici spawn-ul de Ancients. Să nu farmeze Artezi prea repede. Dar și-a terminat totuși Boots of Travel, are și Soul Ring. Îi mai trebuie Blink și o să poată să înceapă să fie într-adevăr folositor. Travelul ăsta acum urmează meciul important, pentru că dacă cumva o să faileze, eu nu văd cum poate să mai întoarcă EG-ul, mai ales că se pune și presiune sus acolo pe tur. Mi s-a părut foarte bună ideea cu Silencer, fiindcă în momentul ăsta în care ai Silencer în echipă, dacă Artezi este neatent o clipă, dacă este prins puțin prea în față, dacă sare bine Brewmaster cu Blink și Clap și apoi vine Silencer, Global Silence de la Loda, nu prea are cum să scape Tinkerul.
și jucând Tinker te pui mereu în poziția asta în care trebuie să împingi singur, o să fii singur pe online, nu prea ai cu echipierii aproape. Deci da, cred că a fost un pic foarte bun al celor de la Alliance cu acest Silas. Au câte cât o soluție și ego, pentru că dacă cumva dai marciul când trebuie și vine vacuum și a pus să dai un stun și nu e pe faza acolo, dacă doar nu o să dai Silence pentru a juca defensiv în momentul ăsta când ai avantaj. Că au totuși 5000 gold și 2000 experiență, cam atât ai acolo. Plus că nu au pierdut niciun turn până acum și i-au luat deja două și vor să-l ia și pe cel de sus. Te mai surprinde și Mason cu ultimata. Chiar să vedem dacă cineva are gem sentry-uri. Egm are un pack de sentry-uri. Are două sentry-uri acolo, da. Și Artezi acolo și a plasă, vine și stun-ul, e prezent și bulldog pur și simplu, nu lasă să farmeze pădurea. Nici o șansă și a mai furat niște inteligență Loda acolo. Foarte important. Precum ziceam, prins o clipă în poziția greșită Artizi și imediat a plătit prețul. Și nici măcar n-au fost nevoie să folosească Global Silence. S4 a sărit sus acolo, a încercat să prindă curierul și acum e nevoie să-și dea TP. Și fii atent că Bulldog se duce acolo și încă o bucată într-adevăr reușește să-l ia. Și are Blink. Are Blink și Maelstrom. Da. Nu am, deci Gloves of Haze nu s-au făcut mid, dar s-au făcut Maelstrom. Chiar n-am fost atent, dar Admiral Bulldog iară schimbă. Iară schimbă metaul. A găsit el o șmecherie nouă pe Nature's Prophet. E bun într-adevăr Blink Dagger-ul, nu prea e ce spune. Și Maelstrom e bun la push. Nu știu dacă o să... E foarte bun pentru poziționare și într-un match în care ai Dark Seer-ul prezent, nu prea vrei să fie acolo, să dai câteva lovituri și după aia să mori. E totuși ciudat, nu cred că am mai văzut Blink Dagger pe un Nature Trophet. Cred că niciodată. Încerc să-mi amintesc un moment. Chiar și în pub-uri încerc să-mi amintesc un moment. Și nu am văzut. Dumnezeule, Nature Trophet, Blink, am jucat la viața mea. Pentru că apuci să prinzi copacii cum trebuie de la distanță, poți să te teleportezi după aia. Nu, toată combinația are aici sens. E să fie damage dealer și să se poziționeze rapid. Pentru că Loda, dacă la un moment dat dă silence cum a dat acum, se poate să vină rapid. Și Zaya are probleme mid acolo, își ia foarte mult damage și Egg moare, o să caseze ceva. Ultimata de Potemon și nu cred că o să stea. Zaya o să moară acolo că fix i-a dat silencer curse-ul. Și profetul s-a dus după Rubik repede, a venit în față și și-a dat teleport. 4-0 în acest moment și Alliance conduc cu 7500 gold și 4000 experiență. Timp în care jos, fii atent că Universe e foarte, foarte agresiv acolo, dar Bulldog îl prinde cum trebuie în copaci și acesta își va da TP. Va scăpa nevătămat, dar probabil o să cadă și turnul ăla de pe mid, chiar dacă au dat glyph. Au dat glyph, dar nu cred că o să apere nici de data aceasta. Uite că a venit, a aruncat niște rachete, dar e un pic cam greu. Nu, uite, s-au retras. N-au de ce sforțele, sunt mult. E safe în momentul ăsta să te bazi doar atunci când silencer-ul are ultimată. Mai ales că poți să farmezi oriunde vrei tu pe hartă, pentru că ai profetul care se plimbă foarte rapid, îl ai pe cen care poate să stea liniștit în pădure. Asta e un adevărat avantaj în momentul ăsta. Uite, se duce sus acolo unde a venit și... Sau nu, a dat cancel Tinker-ul. S-a speriat acolo de Bulldog. Deci nu avem ce să-l omoare. Se duce jos Artezi. Mai are până la Blink Dagger, mai are vreo 500 gold și... Meciul devine din ce în ce mai greu pentru cei de la aici. Și s-ar putea să-l prindă acolo, dar nu, uite ce înseamnă să ai Dagger. Pur și simplu PPT se duce după el, cele din urmă îl trage, dar sunt foarte aproape de turn, primește armură și S4 sare agresiv acolo, încă n-are ultimată. Dă câteva lovituri, dar probabil o să trebuiască să se dea înapoi pentru că a venit Universe să-l salveze. Da, însă sunt trei oameni de la EGA sus și totuși n-au curaj să se bată, fiindcă e Brewmaster. Păi, Loda are deja Ganim. Și asta, într-adevăr. Și aici pe secunde poate să apese un buton și să dezlântuie iadul. Nu vrei să se întâmple asta și să fii în echipa adversă. Are Ganim, Midas, 1800 gold. Arată bine Alliance în momentul ăsta. Încep să regret faptul că... Am pariat pe cei de la EG. De ce mai ai văzut Alliance de fiecare dată? Joacă bine atunci când trebuie să joace. Ai văzut și la, da, și la stream hack, au pierdut la început și în cele din urmă au revenit. Jucători cu experiență. Îl vedem bine pe Zaysus. Ia,
cred că o să se bage gâmul pe el, unde e profetul. Profetul are, are teleport în acest moment. Și Dazai nici nu știe ce l-așteaptă acolo. Uite, s-a dat deja un ping. Doar că nu-i văd pe restul. Probabil că e frică să se bage. E un sentry acolo. Instant a fugit. A fugit cu blink chiar IGM. Sunt foarte farmași cei de la, cei de la Lange, chiar și suporții. Dacă ne uităm la iteme, IGM deja are blink dagger, Aki are mecansp, fel. În schimb Rubicul, Boots și o crenguță. Zai se spune că a mai farmat ceva, se apropie de, de Aghanim ușor, ușor, dar sunt mult în urmă cei de la IG în momentul ăsta. Care e soluția? Crezi că o să farmeze de ajuns Mirana cât să, cât să care jocul înapoi? Sau e presiunea nu pe... Nu cred că se pune problema de cât o să farmeze. Pur și simplu contează foarte mult ce o să se întâmple în teamfight. Cumva în acest moment e destul de clar că nu au cum să se bată cu ei. Și trebuie cumva să-l forțeze pe Loda sau să-l păcălească, să-și dea acel silence, să omoare doar vreo, eu știu, un erou care s-ar putea să aibă un buyback și atunci să poată să revină. Așa să, să se bată agresiv cu ei, pur și simplu n-au nicio șansă în acest moment. Trebuie cumva să găsească eroarea din matrice, cum mi se mai zice, și așa ar avea o șansă reală, pentru că totuși au eroi buni, au niște eroi fantastici. Da, momentan cu viață puțină și cu puține iteme. Și apare niște lag. Apare niște lag. Pentru IGM. Mai devreme a încercat Artizii să facă un, un stack aici, dar în continuare e un sentry ward. Au jucat foarte bine cei de la Lions din punctul ăsta de vedere. Nu a fost absolut niciun spawn de ancient. În afară de cel inițial. Și o să afle acum Artigio să-și dea seama că e wardat, chiar a dat un ping. Da, în dificultate mare cei de la IG. Nu prea are nici cine să dea damage, nici... Adică e foarte, foarte greu ca să câștige și teamfight-ul. Ți-am zis, trebuie cumva să consume ultima ta de silencer și trebuie să fie gândită. Cineva trebuie să moară la bătălia asta, pentru că cu Alliance nu poți să... N-ai cum să-i păcălești să folosească magiile și să nu ai nimic de pierdut. Cumva trebuie să se gândească să sacrifice pe cineva, astfel încât după aia să poată să atace turnul și să se bată fără ultimul de silencer. A fost al treilea mare push pe care l-au încercat sus și iar vine heal-ul de la Trent. Niciun turn picat pentru cei de la Lions, ba chiar sunt la aproape full HP toate, peste 3 sferturi. Foarte puternic Trentul. A fost banat din plin de, de celelalte echipe în ultima vreme, dar... Aparent cei de la IG n-au vrut să-l, să-l scoată din joc. Poate a fost o greșeală. A fost first pick pentru Alliance acel trend. Aparent merge foarte bine în momentul ăsta. Ce o să se întâmple în momentul în care Loda o să pună pe el refresher? Că sunt convins că nu o să facă orhide în acest moment. Oh, Zai, Zai, ce se întâmplă cu Zai acolo? Vai cum l-au luat la întrebări. Dumnezeule cât damage au reușit să dea și cred că o să-i omoare și ciorile. Una reușește să scape. 5-0 în acest moment pentru Alliance și Egg sunt așa cu un picior destul de bine în groapă. A pus acolo Sproutul Admiral Ludo ca să aibă vision în zona aceea. Foarte bine jucat, nu avea nicio șansă să scape familiarul. Da, joacă extraordinar de bine Alliance în momentul ăsta. 5-0, controlează toată harta, au ward-uri agresive, au blocat spawn-ul, mă rog, momentan nu e blocat, dar a fost blocat o bună bucată din timp. Încă un ward agresiv aici. Știu exact ce se întâmplă, pot presa toate turnurile și nu le e frică nici de teamfight în momentul acesta. Au ultimata de Brewmaster, au ultimata lui Silencer. Foarte bine executat. Asta înseamnă să-ți faci un line-up și să știi cum să execuți exact tot ce trebuie. S-au mișcat foarte bine pe hartă până acum. Un turn acolo, nu l-a luat nimeni. Erau tot 4 eroi. Am fi putut să-l ia cineva. Uite că se chinuie, încearcă să fac un split push, până acum Tinker o am împins jos, Dark Seer o am împins mid, dar vine armura de copac și pur și simplu face efortul ăsta degeaba. O, PPT se întâlnește acolo cu Admiral Bulldog, Dumnezeule cât damage a dat, dacă mai sare odată Lightning-ul. Dar nu sare și uite că reușește să scape. A avut noroc oricum Admiral Bulldog cu două jump-uri la rând. Dacă din 4 atacuri erau 3 jump-uri deja, se strica procentajul acolo. Nu știu dacă a avut și ultimata, că văd că acum are cooldown. Cred că ar fi putut totuși să-l omoare, n-am fost atent să văd dacă avea. Oh,
Universe are BKB-ul terminat. Și cred că și de iară pe Zai ca ceva. Fix EGM acolo cu Blink Dagger, sare și S4 în față. A venit o săgeată pe Centaur, dar degeaba. Bine și ultimata lui Loda, fiindcă l-au văzut pe Mason cei de la Alliance. Vine Boulder și nu mai scapă. Trebuia să-l lase pur și simplu pe Visage să moară, fiindcă nu aveau cum să-l scoată de acolo. Cum au văzut săgeata de la Mirana și au văzut tot ceva mai aproape cu ordul acesta agresiv pus. A venit ultimata lui Loda, a venit ultimata lui Brewmaster și au continuat chase. Și l-a prins acolo. L-a prins chiar și pe Darkseer, în ultimul moment i-a dat acolo. Oh. Bun BKB-ul. Loda pur și simplu a plecat, a zis, n-avem nicio șansă să-l dăm jos. Bun BKB-ul, dar l-au forțat. BKB-ul de 10 secunde acum nu mai există pentru Darkseer. Nu știu dacă e atât de important, pentru că Darkseer este un eroe care trebuie să-și dea magiile în vreo 2 secunde la timp și nu contează dacă l-ai de 10 secunde, de 300 de... Ar fi important în ideea în care cei de la Alliance ar împinge următoarele 40 de secunde până-i vine. Da, vreau să zic că cooldown. E mult mai important un PKB pe un erou care pur și simplu e făcut să dea damage. De exemplu, dacă Mason o să și-l facă, pentru el o să conteze într-adevăr dacă și pierde secundele din PKB. Da, dar până așa, la PKB e drum lung pentru Mason. Universe dă 3 magii, după aia e imun. Dar cine dă în el? O să ia întâi Sărmarin, întrebări. Și S4 e acolo foarte aproape lângă Mason și Universe, dar oare au auzit? Da, a dat și săgeata și nu reușește să-l prindă acolo. Îl trage totuși cu vacuum și își dă un stick. Alea runa de invis, dar l-au găsit pe EGM, care are totuși ultimata, n-apucă să casteze și au luat și un gem. Primul kill pentru EG. Au luat și un gem la această reușită. Ba nu, a sărit Brewmaster și l-a luat foarte rapid. Trebuie să fiu mai atent, chiar aveam impresia că au terminat acolo fight-ul. Universe prins acolo cu o plasă, dar nu e îndeajuns. Reușește să se retragă Darkseer-ul și încearcă încă o dată să preseze aici un tur. Sare S4 în față, l-a prins acolo pe Mason, dar nu e îndeajuns de mult damage. Încă 4 secunde până la Primal Split. Altfel, cred că ar fi încercat S4 acolo un kill. Deci n-au pierdut nimic Alliance la faza asta. A murit doar EGM pe Trean, ceea ce nu e chiar capăt de țară. Au recuperat gemul, fiindcă Brewmaster a fost foarte atent să sară acolo. Uite ce zice Patriot, o să vedeți că dacă îi duc în late o să-i bată EG, pentru că Rubik poate să fure ultimata de Silencer. Hai să vedem dacă scap Artezii până atunci, că l-au prins jos, a venit și Silence-ul și pur și simplu nu a avut ce să facă. E foarte greu să fur cu Rubik ultimata de Silencer, deci uite, unde e Rubik? Hai să mergem la el câtă Silencer viață. Silencer dă ultimata și apoi e în covraj. Păi nu, stai puțin, uite-te la el, are 720 viață. Deci ultimata aia oricum pur și simplu îl trimite la fântână. Cum își permite el să stea undeva în zona acolo unde sunt atâția eroi care au dagger și poate să îl salte foarte, foarte ușor? Mă, da. E adevărat, trebuie să-l păcălească cumva, dar... Când Silencer dă ultimata, o să-și ia Silence și Rubik, deci o să dureze pe el 6 secunde. Dacă nu dă nicio vrajă Loda timp de 6 secunde, da, o să o fure, altfel nu. Deci nu prea. Ba mai mult, aș spune că chiar și dacă ar fura Rubik ultimata lui Silencer, n-ar fi îndeajuns cât să oprească pe cei de la Alliance, fiindcă au un avantaj mult prea mare în momentul acesta. Și acum e un push serios, au dat armurică la primul de sus, nu cred că o să-l ia și vine și Glyph-ul foarte frumos se ferește acolo de săgeată cu Glyph-ul. Vine Glyph, mari, să vedem dacă o să insiste cei de la Insistă de la pentru că S4 are ultimată și are și Loda pregătit Silence-ul. Da, a dat refresher mai depinde Loda. Și vine și Pipa, le-a dat acolo un cărți, o baracă sigur pic. Dacă nu se zgârcesc cumva și se duc mai în față, încearcă niște kill-uri, o baracă sigur pică. O, fii atent că a venit un vacuum foarte bun, dar Silence-ul lui Loda imediat după și nu mai pot continua fight-ul cei de la EG, care începuseră foarte bine. S4 și-a dat ultimata, l-a prins pe Zai acolo cu un Boulder Toss. Dar uite că sunt nevoiți să se retragă totuși cei de la Alliance, s-au forțat puțin cam mult, Chen pică, Artezii se retrage și la fel și cei de la Alliance au presat totuși cam mult. I-au luat și armata lui Chen. Să scape Loda acolo. Au luat totuși destul de mult din baraca range. Dacă se teleportează o bucată mai trebuie acolo. Da. Păi deci ar putea să se duce de una și pleacă cu dagger. Adică nici măcar nu își pune viața în prime HD. Au forțat. E încă totuși cam de vreme să împingi împotriva lui Tinker. I-a prins foarte bine Universe acolo. Într-adevăr.
Și acum s-ar putea să reușească să ia și Roșanu, pentru că nu pare să se ducă cineva în acea zonă să-l facă și... Poate de asta au nevoie cei de la IG să revină în jocul acesta. E diferență foarte mare de banda, dacă te uiți, 15.000 gold în acest moment și deja 10.000 experiență. Plus că Loda n-a avut refresher, adică 52 de secunde o să aibă și refresher, o să aibă și ultima ta. Și o să fie altfel, pentru că pur și simplu poate să stea liniștit în spate, să bagă Brewmaster-ul în față împreună cu animăluțele și copăceii lui Bulldog, care are Sight of Vice. Da, cu refresher acum pot fi 14 secunde de silence dacă le pune fix una peste cealaltă, dar în general vrei să le dai ceva mai repede ca să dai damage de la Curse of the Silent cât mai rapid. Dar vreo 10 secunde de silence tot o să fie și cum nu cred că are nimeni BKB de partea cealaltă, are Universe, da, Universe într-adevăr. Dar cam atât. De-aia și și-a permis să se ducă în fața acolo să se bage, pentru că tot aștepta ultima ta lui Loda ca să poată să-și activeze BKB-ul după, pentru că dacă l-activează înainte, pur și simplu nu-și ia damage, dar silence-ul îl ia. Chestia e că acum cu refresher e puțin altfel, fiindcă el dacă... Dă Loda ultimata, el își dă BKB, da. Mai dă Loda încă ultimata și a doua o să treacă prin BKB cu siguranță. Și că tot vorbeam de Universe, nu cred că o să supraviețuiască sus, pentru că este acolo Ekimun care îl bagă în ultimata și vine și Silence-ul, vor să-l omoare și uite că totuși își dă BKB-ul. Oare a meritat să facă chestia asta că s-a teleportat și au consumat acel Silence? Chestia e că i-au forțat iară BKB-ul și de data asta chiar pot împinge mid, fiindcă până vine cooldown-ul. Într-adevăr, are refresher și... Da, l-a dat deja Loda. O să-și folosească ultima ta. Adică baraca are și o să pice și cea, și cea măli. A dat Loda ultimata ca să poată să creeze spațiu. Și precum vedeți, s-au oprit toate sunetele din joc. O să pice acum baraca măli și se vor retrage cei de la Alliance. A, și Loda a fost trimis în bază, deci nu moare absolut nimeni. Un atac de la Visa se duce către Loda aici, dacă... Decât creepy lui Chen, care pur și simplu sunt hăituiți, ar trebui să duce și după Sadir. Cred că o să vedem Blink, da? Se duce după el, oare o să apuce să-l omoare, nu? Îl ignor. Măcar creepy lui Chen se omoare, fiindcă nu a picat niciun turn până acum. Nu a reușit să facă decât două kill-uri. Încă au Aegis-ul pe main side. Nu știu dacă are ceva bani. Are ceva bani. BKB? BKB pe Mirana? Probabil că se cere un BKB pe Mirana. Dacă nu e cumva cam prea târziu și ar trebui să încerce. Nu e deloc târziu, că ultima ta aia o să o aibă Loda mereu la fiecare fight important. Este că simt că au nevoie de un ceva mai agresiv, de ceva de damage mai repede, să riști de puțin, fiindcă cu BKB-ul s-ar putea să, nu știu, când joci prea convențional, în special când ești atât de mult în urmă, de frică să ia și turnul. A dat PPD acolo 3 ping-uri pe turn, dar nu au cum să împingă. Sunt totuși familiari lui Visage. Și a picat turnul într-un final. Primul turn pentru cei de la IG, minutul 33. Dar toți sunt în belele mari. Și a terminat totuși Artizi BKB-ul. S-ar putea să fie un moment important. Ar fi fost totuși bine dacă veneau BKB-urile astea înainte să aibă refresher load. În momentul ăsta pare a fi puțin așa. N-ai cum, pentru că de-aia ai Chen și de-aia ai Profet. Să iei turnul de vreme, să ai avantaj și să ai tuite mai înaintea celorlalți. Da, și aganim și refresher pe silence. Adică refresher e totuși destul de scump. Așa e când prima oară faci midas. Când ai avantaj și ai 2000 dasuri, normal că încep să curgă itemele. Au executat foarte bine cei de la Alex. Da, uite, chiar ce să le reproșesc. Deci avem 3 BKB-uri, unul pe Mason, unul pe Universe și unul pe Artizi. O decizie înțeleaptă. Să vedem dacă o să schimbe. Doar că în 14 secunde Loda o să aibă refresher și trebuie să aibă grijă cum o să le casteze. Oprești foarte ușor pușurile cu Tinker, dar să vedem că pare că vor să forțeze aici cei de la Alliance. S-a ocupat toată echipa, a venit și Admiral Bulldog. Au double damage pe Brewmaster și un haste în battle. Și a sărit un pic dubios acolo pe gâmânt cu dagger-ul. A plantat un ward, un sentry. Da, a văzut că farma Artizi la Infinity cu marciul același. Vor să-l mai oprească totuși.
pe cât posibil. Vor neapărat turnul ăsta și o să se bage acolo, au dat pipa și Universe e pregătit să îi strângă acolo, dar vine Silence-ul, Shea și Hex, PPD nu mai are foarte multă viață, Dumnezeule, și au dat pe KP-urile, dar vine al doilea Silence acum și Mason pur și simplu nu poate să facă prea multe, are foarte puțin HP și da, într-un final o să crape, pierde Aegis-ul, trei eroi morți aici momentan de la Egul, se naște Mason și își ia din nou acolo Disable. Foarte rapid a venit Boulder Toss-ul, s-a sărit în fața Admiral Bulldog cu Blink Dagger-ul și nu o să scape Mirana. Trei morți. A sărit destul de bine Universe cu Vacuum și Wall, dar fix după ce au venit acele vrăji, Lod așadar refresher și încă un Silence. Și pur și simplu nu ai cum să continui în aceste condiții. E și problema că au răspuns în momentul în care își dau BKB-urile, dai Silence, dacă copacul e atent, le dă ultima dată, nu mai poate să atace. Au multe chestii. Dezastruos. Și chiar și plasele de la Dark Troll Summoner trec prin BKB dacă mai vor să... Oh, forța pe acolo pe Centaur să-l trimită în față. Interesant jucat de Ache. Maestrul microului. Nu știu dacă o să mai reușească să iau un turn aici, dar oricum lupta aceea le-a adus destul de multe avantaje celor de la Lions, care ușor, ușor pare că sunt în drumul spre a câștiga jocul. Mă, cumva au câștigat bătălia asta, dar uite că totuși n-au reușit să dea turnul jos. Într-adevăr, da, a fost acolo. N-a murit absolut nimeni 5v6 de la Alliance. Păi da, dar ca să poată să se bată și să obțină rezultatul ăsta de fiecare dată, întotdeauna trebuie să aibă refresherul acela pe Lota pregătit. Acum dacă o să se bată, având din nou BKB-uri, nu o să fie același rezultat, chiar dacă Mason nu mai are Aegis-ul. Pur și simplu o să tragă de timp, părerea mea, până când o să reușească să aibă toate magiile la timp. Au într-adevăr nevoie de ultima ta lui Lod, apare destul de important în momentul ăsta, fiindcă a sărit, cam de fiecare dată a sărit bine Darkseer-ul cu Vacuum și Wall, și dacă n-ar fi fost a doua ultimată acolo să oprească inițierea restului echipei, da, nu era bine, chiar nu era bine. Dar, uite, 11 secunde până la ultimată, încă 30 până la refresher, nu durează chiar atât de mult între pauza asta între fighter pentru Alliance și între timp oricum poate să facă Admiral Bulldog niște split push. Mai ales că acum are și BKB pe el. O să dea ceva damage în bătaie și fii atent că Universe se apropie foarte, foarte aproape acolo de Loda, pur și simplu să dea un Iron Shell și Nature's Prophet se duce după el, se întâlnește acolo într-adevăr, reușește să-l facă Hex. Apuca Hex înainte să-și dea, dar Universe folosește iară BKB, își dă și un Force Staff, nu vrea să se teleporteze. Oh, fix când i s-a terminat BKB-ul. Cât să mai dureze și BKB-ul ăsta deja? Ei, se schimbă treaba când ai două oițe în echipă. Ai văzut, a trebuit să se distanțeze puțin de ei, fiindcă a fost prea mult damage. Uite, acum a contat că n-a avut BKB-ul. Trebuie, păi îți da, place ție să zici că sunt exact secundele alea. Mult prea scurt BKB-ul de data asta. A trebuit să se distanțeze de ei, fiindcă aveau prea mult damage și din cauza asta n-a mai apucat să... E posibil, să, dacă și-ar fi dat imediat TP, avea o șansă să scape, așa a mai tras nițel de timp, că totuși nu aveau suficient de mici să îl dea jos acolo. Dar sunt 3-40 de minute de meci, destul de intens, părerea mea. Nu mai funcționez cum trebuie așa pe final. Și turnul sus se muncește acolo la el, Zai împreună cu Mason. Dar nu cred că o să folosească armura pentru el. Se muncește, dar uite ce bine jos, o pipă pe toată lumea. Au dat și glyph-ul cei de la IG și într-adevăr chiar trebuie să apere, dacă pierd două părți deja devine 6 secunde o să vină și Dark Seer-ul. Uite-l, uite-l cum se apropie rapid acolo. Doar că nu mai are foarte multă viață. Lod ai prea în fața în acest moment. A dat Mason ultimata, nu știu dacă vor să inițieze în afara bazei pe ei. Tot la nițel în spate au simțit prima ejiria. Da. S-au retras deja, Admiral Bulldog e pe celălalt lane. Se duc aici să mai farmeze niște Ancients. Cei de la Alliance nu sunt sub presiune în momentul ăsta. Pot farma, pot să tragă de timp. Nu e absolut nicio grabă, sunt mult în față și pot să continue să avanseze din punctul ăsta de vedere, fiindcă controlează harta destul de bine. Nu prea au unde să farmeze cei de la IG. Poate doar Artizii mai are niște spațiu, se teleportează diverse părți și mai... Ai văzut ce a fost nevoit să-și facă Tinkerul? Manta style. Trebuie să-și scoată cumva efectul de silence pe el și a găsit totuși soluția. BKB pentru primul silence și Manta style pentru al doilea.
Dar uite, deja a fost nevoie să fac o investiție destul de mare ca să... E neapărat un lucru rău, mai ales dacă poți să dai magiile la timp. Doar că, nu știu, adică, poate ar fi contat mai mult să ai de un buyback. Pentru că dacă te uiți, Admiral Bulldog poate să vină la bătălii și pentru că are foarte mulți bani și e un erou care deja are Hex, are Mjolnir, are Black Imbar, nu te pui cu el în bătaie și... Cred că vom vedea ultimul push acum, pentru că au și Aegis, au și buyback, au și toate cooldown-urile din joc. Mai puțin profetul care încă n-are ultimată. 13 secunde, 13 secunde ajung ei la turn. Da. Nu cred că poate să mai facă o minune aici. Într-adevăr. Ultimată de Trant, ultimată de Brewmaster, două ultimate de Silencer. Nu prea cred că ai cum să scam de acolo. Prima ultimata lui Loda. Și uite, vezi, creează spațiu și poate o să o dea și pe a doua sau așteaptă până la, până la fight. Încă nu și-a dat refresher totuși. Venit un Hex acolo pe Universe, dar nu vor continua chase-ul. Mai așteaptă niște creepy. Admiral Bulldog își dă BKB-ul, sare în fața acolo. S4 dă ultimata, i-a prins pe toți. IGM dă și el acolo un sprout foarte, foarte bun. Nature's Prophet îl omoară pe Rubik. Mason are totuși BKB-ul activat, dar restul echipei de la IG pare că pic aici. Scapă Mason la limită. Darkseer își dă buyback, Visage la fel. Însă a picat deja Baraka range. O să pice și cea mălit destul de curând. Oda încă are Aegis-ul, Ache nu mai are foarte multă viață, văd că se duce după el, Universul are o să-l prindă și l-a trimis acasă pe Loda, îl salvează acolo. A încercat ceva Bulldog, oare o să fie suficient? Universul în continuare se duce după Ache și nu mai știe unde este acesta. Foarte bine l-a salvat acolo Treantu. A rămas totuși în picioare Baraka Mali, asta e destul de important. Oricând o poate rezolva Bulldog. Mamă, cât damage dă acolo în Artezi. Uite ce înseamnă dagger-ul ăla, pur și simplu l-aleargă mult prea mult. Încerca foarte frumos acolo un jiggling ca să apuce Mason să dea câteva lovituri și nu prea mai văd cum o să scoată la capăt aici Bulldog. 764 gold. Cred că a fost primul death pentru Bulldog. Da, 5-1. Foarte bine jucat. Mai trebuie să dea jos baraca asta Mali, care totuși s-a regenerat cât de cât. Era aproape să pice, avea vreo 40 HP, acum e la 250, dar nu au câștigat nimic la faza asta IG. Au fost forțați să-și dea foarte multe buyback-uri. Mai vezi vreo șansă? Mai aștepți vreun item, ceva pentru ei? Au reușit acolo să se apere destul de bine, chiar dacă... Că nu prea ai ce să faci, ai văzut și tu când încep să îți dea disable de la distanță și un disable de calitate. Un Hex, încă un Hex, îți vine și ultimata de Silence, îl au și ei BKB-uri. Nu prea ți iese cum ai vrea să iasă. Rubicul nu se simte la niciun fight pentru că nu are cum. Iar trebuie și lui un BKB ca să poată să reziste, să facă ceva. Pentru că moare mult prea repede când Loda cântă ultimata. Ai văzut, profetul se duce după el și cu blink și îl omoară și nu e necesar să investească prea mult. Și lovituri ultimate și aia e. Da. Într-adevăr. Are două bracere, tot încearcă să pună niște HP pe el, dar nu prea ai ce să faci cu Rubik când e prea târziu un joc. Ia uite, gata, acum s-a dat pe braț de Games Patriot. A zis că a început să-i separă OP să ai refresher pe Silencer. Când ai și Aghanim. E destul de OP, dar trebuie să-l farmezi. Trebuie să și ajungi în situația asta. În general, să devină OP. Încerc să-l mai presezi pe Silencer, dar de data asta Loda a stat liniștit. Greu să intre acolo. Da, e totuși greu să împingi. Dar știi care e faza? Dacă nu sunt atenți la un fight din ăsta, dar nu cred că o să încerce vreun games din ăsta să facă split push, poate să împingă sus și să se teleporteze profetul în spate și să rezolve rapid baraca ca să nu aibă regen. Mai ales că are și buyback. Sunt maestri rat dot, ar putea încerca absolut orice. Nu m-ar mira nimica din partea lor. Ești greu, poate să-ți intre cu un smoke pe mid, că nu ești atent, tu te aștepți să-ți vină pe sus și au și cu ce să te inițieze rapid.
Mamă, e S4 acum, văd că și-a terminat Abyssal Blade. Da, nu vezi foarte des Abyssal pe Grumaster, dar trece prin BKB, un stun bun. Mai e și ăla de copac. S-au plictisit să-și dea stun, să-și dea stun Universe, să-și dea ATP din BKB. Mai faci ceva să treacă prin el. Cineva zice că parcă se uită la meci din China. E bow 1, contează foarte mult să nu pierzi, de ce să riști. Dacă poți să câștigi așa la sigur. Într-adevăr, durează mult, dar nu poți să zici că a fost un meci lipsit de acțiune. N-au fost multe kill-uri, dar au fost multe mișcări pe hartă. Și o strategie destul de mare. Și au intrat acolo pe Mason, care nu știu dacă s-a apuce să facă ceva. Da, într-adevăr, crapă mult prea repede, se cumpără, în schimb, vine vacuumul. A venit Vacuum, a venit Wall, dar a venit și al doilea Silence de la Loda. Trebuie totuși să se retragă în momentul ăsta cei de la Alliance. Au forțat buyback-ul lui Mirana și nu mai vor să forțeze prea mult, nici nu au motive. Da, în schimb dau jos acolo Baraga, tocmai au rezolvat-o. Da. Uitam după S4 că tot i-a alergat acolo cu brulingii aceia. Da, până la urmă a picat Baraga și jos. Au forțat și un buyback de Mirana, au forțat și multe BKB-uri. Nici precum ziceai tu, că îmi place mie să zic, le-a scăzut durata tuturor la faza asta câte o secundă. Ești faza că l-au forțat pe Artezi să-și facă anumite iteme, pentru că... Fii atent, Rat, Dota! Da, s-a dus sus acolo. Dar nu, se regenerează tot prea repede, mă, n-are cum să dea jos. N-are. Tentativă eșuată ce a încercat acum. Bulldog. Și lasă cu BKB-uri acolo. Fii atent că a dat TGM ultimata foarte bine, dar... Da, au reușit să-l dea jos. Mamă, cât damage dă Loda acolo, Mason trebuie neapărat să-și dea lip și să fugă. Nu prea pot continua acest. A venit totuși Pipa să vedem Igemo să aibă, Blink Bulldog, Dagger. Bulldog le vine din spate și într-adevăr îl prinde acolo pe Zai și își dă Dagger să se ducă mai departe după Mason, care își ia în cele din urmă o iță și încă o bucată, într-adevăr îl dă jos și Pipi dispune gâ. O să moară și Artizii și într-adevăr se strigă GG-ul. Da. Vezi Dagger-ul acum, el prins pe unul săr după altul. Mă rog, când ai și 16 diferență gol, stai un pic altul. Executat perfect, chiar nu am ce să le reproșez, 21-3. Fiecare și-a jucat rolul perfect. Brewmaster a ținut midul foarte, foarte bine. L-a ținut pe Artizii din farm destul de ușor. Loda a pus repede mida, s-a farmat repede Aghanimu și apoi Silence, Refresher, și a putut să domine, da, fight-urile. EGM de asemenea a pus foarte repede blink-ul pe Trant. Executat bine. True story. Și refresher pe Silencer este OP. Da, chatul are dreptate. Este OP. Este un pic OP.